An de an, România pierde tineri valoroși care pleacă în străinătate. Motivele care îi îndeamnă pe aceștia să își părăsească familiile și prietenii sunt extrem de multe, de la lipsa resurselor financiare și a locurilor de muncă, până la lipsa posibilității de a-și crea o carieră. Peste 420.000 de copii și tineri cu vârsta între 0 și 24 de ani au plecat din România în ultimii ani, doar 60.000 anul trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Europa este plină de rudele, prietenii și vecinii noștri din cauza nivelului de trai din țara noastră. Statul român a eșuat lamentabil în ultimii ani, nu numai să-i readucă în țară pe cei deja plecați, dar și să-i țină pe loc pe tinerii abia ieșiți de pe băncile școlilor. Perspectivele sunt sumbre, căci mulți dintre ei nu au niciun gând să se mai întoarcă vreodată. Credeți că tinerii din ziua de azi își pot crea un viitor în România? Nu. N-au niciun viitor și de aceea au și plecat, pentru că nici pentru copiii lor, care sunt mai tineri. Motivele care îi îndeamnă pe tinerii români să dorească să emigreze sunt lipsa resurselor financiare, lipsa locurilor de muncă, sărăcia, nivelul de trai, lipsa posibilităților de carieră, de afirmare profesională și, mai nou, lipsa de încredere în autoritățile române. Nu avem nicio garanție, nici pentru noua generație. Bătrânii noi ne ducem, dar noua generație nu are viitor în România. Tot drumul afară. Uniunea Europeană trebuie să-i primească pe toți pe noștri. Păcat. Nu văd viitorul. Am și eu copii tineri ca dumneavoastră. Sunt toți afară. Degeaba i-am făcut, degeaba i-aș vrea lângă mine, că sunt toți plecați. Nu are cum să trăiască un tineret în România. Toți tinereți, am și eu copii, tot tineretul pleacă, cum iasă la un liceu, poate că nici nu-l termină, să duce în străinătate. Nu au condiții, nu au bani, chiar dacă iasă, ei nu au cu ce să trăiască. Un băiat care se căsătorește ca să trăiască cu familia, nu poate să trăiască cu salariul care este în România. Te duci la șantierul naval sau la uzina de vagoane, sunt salarii de 15-20 de milioane, vechi. Vechi. Deci o familie nu poate să trăiască cu banii ăștia în situația de astăzi. Fenomenul emigrării tinerilor români a devenit un fenomen îngrijorător prin amplitudinea sa mare, prin reversibilitatea sa limitată, prin pierderile importante de inteligență activă și putere de acțiune pe care le antrenează.